Salutare! Vă mai amintiți momentul de acum 9 sau 10 ani când a Claus Iohannis, actualul președinte, pe vremea aceea candidat la funcția supremă în stat, reușea să ne impresioneze pe toți prin modul în care interpreta foarte bine de altfel imnul național în fața presei? Momentul ăla cred că a contat foarte mult în ochii multora dintre noi și a reușit să facă oarecum diferența față de competitorul lui Claus Iohannis din acea vreme. Așadar, cineva din anturajul lui săptămâna trecută s-a gândit că poate ar fi bine să reînvie talentul acel... artistic, se cheamă. Talent artistic, cum îl spune colegul meu. Și ce să vezi? La Sibiu, încă așa stă bine omului, la Sibiu, șeful statului s-a întâlnit cu un grup de copii care nu erau Sibieni. Da, în, în ce context era asta, că am uitat? P au venit oamenii de ziua înălțării la Brașov să viziteze. să, poate că se aflau într-un schimb în săptămâna nu știu care, verde. Aia cu grevă. Aia, Aia era, cu grevă oricum. Dar cert e că copiii, conduși bineînțeles cu atenție de unul sau mai mulți profesori, au ținut să imortalizeze evenimentul și l-au salutat pe șeful statului cu o melodie la modă. La modă pentru ei. O lume minunată. Nu ne apucăm să o cântăm, fiindcă nu avem voce, nu avem nici versurile. A și domnul președinte? Nu știm asta. Din informațiile pe care le-am le primit, se pare că domnul președinte a fost doar un spectator liniștit și i-a aplaudat uh, la final pe copii, care cred că au reușit să ia cu succes toate notele, și alea mai înalte, și alea mai uh, scunde, în fine, o lume minunată. Mai că lumea asta minunată pe care au o invocat-o copii nu există în realitate. E o lume haotică de a dreptul. Și știm cu toții foarte bine. Avem gaură în buget, avem o, rot o rotativă care când se face, când nu se face. Uh, baie ciucă, baie ciolacu. Dacă nu e ciolacu, mai știu da, ce alte nume apar. Deci, o lume minunată. Ei bine, lumea asta minunată ar fi bine și ar fi cu adevărat minunată dacă ar putea să fie și condusă de cineva. La propriu, la... Tu de ceri, tu ceri prea mult. Lumea merge nu. înainte oricum. Nu merge înainte oricum. Merge Dar acum, acum de unăzi niște săptămâni, te enerva că ce caută omul ăla în, în Peru. Când și tu visezi să alungi în Peru sau în Chile. Acum de, no. de ce îți strânge copiii în brațe în Sibiu? Și le, și le cânt, sau măcar ar fi trebuit să le cânte și el ceva în replică. Dacă a primit o lume minunată, vă dau sau nu vă dau. Poate că ar fi fost bine să le... Gânte. Ce se de Alocație la copii, Ce la, la profesori, zile libere părinților. Uh, Dar nu stă în pixul lui. El este, are rol de reprezentare și de șef al statului, nu de ministru al, sau gospodar al, al copiilor. Brusc mi-am amintit că administrația prezidențială nu are purtător de cuvânt oficial și mă uit la colegul nu, meu. adică nu are? Nu are, de bani buni nu -am mai există. N-am față de așa ceva. Păcat. Scării, să Fiu sincer și după care mă dau ăștia pe undeva cine știe. Mai bine nu. Nu mă propune. <gânt> nu te propune. Propune asta. și o domnișoară mai drăguță care măcar să încânte cânte ochiul dacă nu vorbește frumos și deștept. Dar pe, pe de altă parte, să ne întoarcem la toată povestea asta în care, dincolo de amuzamentul pe care încercăm să-l facem, e, povestea e clară. Nu avem tot de cuvânt la președinție... Nu avem conferințe de presă ale actualei președinte, așa Dar cum... când a fost ultima conferință de presă? E, bună întrebare. În nu În pe când și-a făcut el o șuietă înainte de alegeri, nu? Bună întrebare, nu știm când să nu vă răspundem. de presă? Nu știm sau nu vrem să vă răspundem. Dar declarați așa de la ușa avionului, din... Dar vremurile alea în care colegii din noștri piață, participau, din... erau convocați, fie și în ultima clipă. Și mergeau la cotroceni cântând o lume minunată. Pe care ne-o dorim? Pe sau că... cum? <laughs> alea au dispărut. Dar -au de ce dus. să faci conferință de presă? Așa e. Pentru ce, ce să... să faci? Trimiți acolo un comunicat, dacă vrea lumea îl citește, dacă nu, de ordon să-l citească. Da? Spui ce... că guvernarea e bună, spui că românii o duc bine, că profesorii de ce ies în stradă, că oricum s-ar putea bucura și cu ceea ce au, că dacă nu le poți lua și pe alea. De ce A... să fac conferințe de presă? Nu știu. Dar nu știu dacă ăsta ar putea să devină hit-ul acestei veri. O lume minunată sau poate noi între timp aici la Canal 33 încercăm să găsim niște variante mai potrivite. Lasă deci... că mâine este ziua copilului și copiii vor fi bucuroși și dacă vom fi suficient de isteți ne vom bucura și noi. Da, când eram copii și la tinereții noastre era noi în anul 2000. Na, că am ajuns în 2030. Și nu mai Licențiu, popa. <sus> și Alexandru Catalan și nu putem să vă spunem decât atât. Aveți grijă de lumea voastră minunată!